Bună la toată lumea, o zi minunată de vineri să aveți parte de un weekend minunat. Haideți să facem o etalare astăzi pentru voi generală. Fac cu absolut toate cărțile, dacă am timp, generală legată de blesteme și farmece, da? Vorbim de blesteme și farmece, da? Și întrebarea va fi, aveți sau nu blesteme și farmece în viața voastră, da? Și vom extrage, bineînțeles, din fiecare pachet care voi face eu, voi extrage două cărți. V-am zis că mă pregătesc încet să plec în țară, dragii mei, da? Știți că vă pup și vă îmbrățișez și sper din suflet să ajung pe la toate bisericile unde mi-am propus ca să vă bag la slujbe. Astăzi a venit și preotul la mine în casă să-mi sfințească casa, așa cum mie îmi place, da? Și, bineînțeles, am vorbit cu el să se roage pentru voi toți. Deci să aprindă o lumânare sau să facă o slujbe pentru toți abonații mei de pe YouTube, da? Vorbind de astea, haideți, dragii mei, să extragem două cărți din primul pachet, din pachetul Lenormand, care mi-este mie drag ce mi l-a trimis minunata mea prietenă, da? Și, bineînțeles, dragii mei, întrebarea pentru această, în general, pentru această lectură generală va fi dacă aveți sau nu farmece și blesteme. Vom extrage două cărți, le punem jos și ne vom uita. Prima carte. Aici are legătură cu familia, dar vrea să spună că în familia voastră, în arborele vostru genealogic, este ceva făcut. Vedeți? Aici are legătură, bineînțeles, cu familia. Vrea să spună că este ceva făcut pe familie, da? În familie. Poate să fie un blestem sau ceva. De persoane false, hoațe și șmechere. Această femeie șatenă spre blondă, da? Care a făcut ceva la familia voastră. Se poate vedea clar, da? Această femeie și această, cum se numește? Deci se vede, stai să opresc asta. De fapt o dau așa și aprind și lumina să se vadă mai bine. Deci este ceva făcut pe arborele genealogic, da? Este un fel de blestem, da? Îl lăsăm acolo. Haide că facem cu alte perechi și de aici extragem două. Să vedem, cred că vine ploaia, ce bine îmi pare. Să vedem. Și de aici două cărți, da? Dacă aveți ceva făcut. Aici aveți un înger păzitor foarte puternic care vă păzește de tot răul. În unele situații și dacă ați fi avut ceva făcut, aveți vise promonitorii, vi se arată în vis, da? Aveți înger păzitor și aici aveți o anumită protecție. Unii dintre voi, da? Hai să vedem pentru alte persoane. Dacă aveți energii negative, farmece, blesteme, da? Aici, da, aici se arată. De când erați în burtă la mamele voastre, da, se vede ursitoarele lere, da? Și de fiecare dată când este lună plină, se întâmplă ceva evenimente urâte în viețile voastre, da? Aici se arată. Și aici este din cauza unui bărbat. De aici pornește tot rău care l-aveți pe voi, unii dintre voi. Din cauza acestui bărbat, că este tata dumneavoastră, că este soțul, că este ce știu eu cine, de aici pornește, da? Hai să vedem alte cărți. Avem multe, da? Aici vi s-a dat mesaje că ați avea ceva, dar s-ar putea să fie mesaje false în unele situații. Poate că ați umblat la descântătoare, la vrăjitoare, poate că ați umblat la persoane false care v-au păcălit, da? V-au dat mesaje, v-au spus, vezi că ești legat, că ești nu știu ce, dar nu este adevărat pentru unele persoane, da? Și aici, fain frumos, apare un băiat tânăr care nu se poate căsători din cauza că mai bine de 9 ani în urmă i s-o legat cu nunile, da? Deci aici unde vă uitați voi fiind o lectură generală, vă încadrați fiecare în ceea ce spun eu. Unii așa, unii așa, da? Aici are legătură cu un băiat tânăr care are cu nunile legate, da? Alte două.
Aici pe copiii voștri au căzut, da? Ori să nu rămâi însărcinată, să nu poți să faci copil ca și femeie, ori dacă faci să ai probleme cu copilul de sănătate și așa mai departe, că este ceva făcut pe copii, da? Și aici să aveți pierderi, vezi? Pierdere de bani, pierdere să intre persoanele care sunt cu voi în casă, să intre în anturaj de droguri, alcool, tutun, de pierdere, de jocuri de noroc și așa mai departe, da? Facem și cu Lenormandul meu și uite așa, dragii mei. Ia să vedem. Aici aveți pe sărăcie, vi-o luați sporul banului. Aici sunteți mulți dintre voi care aveți sporul banului luat. Se vede clar acest șoareci care părăduiesc mâncarea, care mănâncă din mâncare, da? Și aici, bineînțeles, tot așa, a căzut pe o fetiță din neamul vostru, din familia voastră, da? Pentru că păcatele părinților, păcatele strămoșilor, Doamne ferește, le duc copiii, da? Mai departe. Se întâmplă din nefericire, se întâmplă. De-aia copiii trebuie spovediți, mergi cu ele la slujbe, trebuie duși la biserică din când în când, da? Dacă poți să-i duci cât mai mult, e foarte bine. Trebuie să chem preotul acasă, să-ți facă feștanie și așa mai departe. Tot timpul așa trebuie făcut, dacă vrei să-ți... Aici, uite, vezi, ca să te îmbolnăvești, să ai depresii, să nu stai bine și bărbat și femeie, nu contează să stai căzut la pământ, să nu mai lupți, deștea, băgat în depresie. Aici, de asemenea, pe bani, da? Aici este un bărbat, o fi preot din ăla care e șmecher, hor și pervers, care este pe bani, da? Care pe bani a făcut. Aici vă pare că sunteți și pe dragoste, da? Am extras alte două și aici v-a băgat în confuzie, da? Deci aici aveți făcut ceva pe dragoste, căci se vede clar, iar aici să aveți o confuzie, să fiți confuz, să nu mai înțelegeți absolut nimic ce se întâmplă, da? Vom extrage și astea două, să vedem ce iese în astea. Hai să vedem. Ia uitați. Energii negative, satana, lucruri, energii negative, să facă pe mintea voastră, pe capul vostru, uite, ca să aveți probleme mentale, să intrați în depresie, să aveți nervi, da? Unii dintre voi. Iar aici, uite ce-a făcut, uite, sacrificiu, da? De femeie, s-a sacrificat trupul și a sacrificat corpul, a fost făcută ca să ajungă prostituată, curvă, Doamne ferește, da? Și ca energiile negative să vină asupra ei, uite că se și arată această femeie. Unii dintre voi aveți probabil pe cineva în familia voastră care face practic asemenea lucru, da? Din cauza că este asupra ei un blestem și ceva făcut ca să ajungă vai de capul ei și de zilele ei această femeie, da? Nu este vina ei, este din cauza acestor lucruri negative care s-au făcut asupra ei, da? Aici pe succes. Pe carieră, să nu aveți parte de loc de muncă, să nu vă angajați, să nu fiți bine văzuți la locul de muncă, da? Pe invidie, pe succes și aici la fel pe bani, sporul banului vi-a luat, da? Aici văd că ați plătit foarte mulți bani ca să vă rezolvați această situație și nu ați rezolvat-o. Unde ați mers și unde ați căutat, ați luat mai mult țepe, da? Vi-a fost cu șmecherie, cu hoție, cu perversitate. Deci nu v-au ajutat persoanele respective. Mai mult v-au păcălit și v-au băgat în stări mai urâte, v-au băgat, da? Deci nu au fost cu rezolvare, da? Aici, cu conflict, vedeți, să aveți certul, să aveți scandalul, să aveți neînțelegeri între voi în casă, în familie, în afara casei, să fiți mahalagi, certăreți, da? Și aici, uite cum se arată vrăjitoarea, vezi, strega. Cine știe italiană știe, asta este o vrăjitoare care a lucrat și care lucrează în prezent, în unele cazuri, ca să vă distrugă viața, da? Ca să vă facă să nu mai aveți echilibru, nici mental, nici fizic, nici și așa mai departe, da? Deci, sunt lucruri care sunt făcute, de aia întrebarea este dacă am farmece, blesteme, dacă asupra mea sunt aceste energii, da? Și aici vă spune clar, fain frumos, că vă aveți nevoie de echilibru, uitați, ai bisogno de echilibru, deci aveți nevoie de echilibru, nu aveți echilibru, da, din cauza acestei. Și aici vă spune că tu trebuie să te apropii mai mult de Dumnezeu, pentru că armonia depinde de la raportul cu Universul, vrea să spună că dacă tu nu ești în
contact cu Universul și ești îndepărtat de Univers, adică nu te interesează nimic, ești ateu convins sau te convins, nu ai cum să te apropii să ai parte de iubire și de liniște, da? Mai departe, extragem două de aici, să vedem și aștia două. Ce vă spune vis-a-vis de aceste energii, farmece și blesteme, da? Aici vă spune că mulți dintre voi veți fi salvați, vedeți? A venit cu trâmbița, da? Deci a venit acest înger care este asupra voastră, vă protejează, da? Uite, sună din trâmbiță și dușmanii voștri, vedeți, își pun mâinile la urechi, ei vor plăti, da? Va veni ziua plății, da? Va veni ziua disciplinei, se va face disciplină și justiție, da? Deci... Și aici, fain frumos, aici din cauza că ați fost foarte sinceră, ați pierdut, da? Este cartea sincerității și vă arată că datorită sincerității voastre, chiar dacă ați pierdut, veți câștiga, da? Veți câștiga, înțelegeți? Veți avea din nou parte de bucurii, pentru că Dumnezeu nu o să vă lase. Pe omul bun Dumnezeu nu lasă în drum, să țineți minte lucrul ăsta, da? Hai să extragem și cu cărțile Tarot Gold, era să uit de ele, le-am pus aici în partea asta, că am făcut o etalare la cineva și am uitat de ele, da? Și uite, să le punem aici și Tarotul Gold. Și haideți să vedem ce vă spune aici, veți avea un mare noroc, pentru că este roata norocului, uite că se și arată, vedeți? Aveți un mare, mare noroc și bineînțeles că aici aveți, de asemenea, o să scăpați, vă eliberați printr-un descântec cu apă luată de la fântână, da? Aici vă arată... Steaua care este cu voi deasupra voastră vă ajută și vă veți elibera cu acest lucru, deci cu descântece făcute la fântână, da? Și extragem și doi îngeri. Extragem și doi îngeri, stai să vedem primul înger care este. Îți spune să-ți aduci aminte cine ești, Arhanghelul Mihail, foarte frumos cu sabia lui de foc, da? Vă spune că ești foarte puternic, ești Fiul lui Dumnezeu și ești foarte iubit. În cazul în care te simți nedreptățit, în cazul în care te simți că ești neiubit, caută-l pe Arhanghelul Mihail, el te va ajuta, uite-l cât este de frumos în toată splendoarea lui, da? Are această minunată sabie de foc, caută rugăciuni puternice la el, pentru că el te poate ajuta să te salveze, să te scape de rău, da? Și va tăia cu sabia de foc tot rău. Și de asemenea, îți spune Arhanghelul Razael, îți spune, eu îți comunic și te informez că simbolurile ezoterice te pot ajuta să te apropii mai mult de chestii spirituale și să-ți găsești pace. Ce vrea să spui? Să ascultați mantre de purificare, da? Muzică din asta, să vă mergeți să vă curățați chakrele, da? Să vă curățați toate chakrele de la glanda piniană a ochiului, da? Toate chakrele care voi le aveți să le curățați. Să faceți o bioenergie, să mergeți la un bioenergetician să vă ajute, da? Să faceți băi purificatoare, cum ar fi băi cu apă, cu sare, cum se numește, sare de Himalaya, da? Puteți să puneți în apă, în vană, sare de Himalaya. Puteți să puneți, bineînțeles, rozmarin, busuioc, sunt tot felul uleiuri esențiale care vă vor ajuta. Faci o rugăciune pe apa respectivă, te purifici, te speri fără săpun, fără nimic, pur și simplu te bagi în apă, da? Și te va ajuta. Chemați îngerii în ajutor, chemați și pe Arhanghelul Raziel, dacă vă simțiți încărcați energetic de toate aceste energii și simțiți că sunteți la pământ, în special pe Arhanghelul Mihail, care el vă poate ajuta să alunge tot răul din viețile voastre. Ce să vă zic, vă doresc un weekend minunat, binecuvântat, la fel ca inimile voastre frumoase și ne auzim și ne vedem cu bine. Chiar dacă merg în țară, o să iau cu mine câteva perechi de cărți și, bineînțeles, o să vă fac și de acolo etalări. Și, bineînțeles, voi știți că eu mă duc pe la biserică și așa mai departe, în special la Arsenie Boca. Mă voi ruga pentru sănătatea voastră, în primul și în primul rând, că asta este cel mai important și pentru ce dă Dumnezeu în continuare. Doamne ajută, dragii mei!